Cuplurile din Republica Moldova care nu pot concepe un copil au o șansă în plus să devină părinți. Spitalul Internațional Medpark a deschis centrul de fertilizare in vitro și a sănătății femeii. Cu această ocazie, Spitalul Medpark a organizat o conferință internațională cu genericul Managementul cuplului steril. Problema infertilității în prezent afectează 15% din cuplurile din Republica Moldova. Centrul de fertilizare in vitro, care dispune de o infrastructură științifică de înaltă calitate, vine să ofere toate serviciile posibile cu privire la tratamentele moderne ale infertilității. Prin deschiderea acestui departament oferim pacienților, deci cuplurilor din Republica Moldova, posibilitatea de a obține un diagnostic corect în caz că încă nu au copii și să-i ajutăm în venirea acestor bebeluși pe lume. Deschiderea centrului de fertilizare in vitro în cadrul Spitalului Internațional Medpark a fost salutată de către specialiștii din domeniu. Unica scăpare care mai este pentru cuplurile sterile este metodele noi din medicină reproductivă. În cadrul conferinței Managementul cuplului steril, organizată pe parcursul a două zile în capitală, medicii din Republica Moldova și Turcia au discutat despre ultimele tehnologii de fertilizare in vitro utilizate cu succes la Spitalul Medpark. Infertility, the having no baby, is affect nearly 15% of our population. This means in every one in or two person is infertile. So there are many solutions for these patients. In this meeting, we discussed what is the how can we evaluate these patients. This kind of meetings collaborates Moldovan doctors and Turkish doctors, and this kind of contributions to the field of obstetrics and gynecology. Spitalul Internațional Medpark a fost deschis în 2011. Instituția medicală dispune de cele mai moderne tehnologii, cu cel mai mare număr de departamente și specialiști calificați.